Bună ziua! Vă mulțumesc că ați răspuns la invitația noastră. Ceea ce vrem să vă comunicăm, să comunicăm către toată lumea, de fapt, este postat și pe pagina noastră de web, drusal.ro. Am dat și un comunicat către ADI, care este autoritatea contractantă a relației noastre contractuale, pe contractul de colectare și depozitare. Vrem să anunțăm că începând de mâine, data de 8 ianuarie, avem condiții ca să începem activitatea de colectare pentru persoanele fizice pe municipiul Baia Mare, activitate care am sistat-o în 15 decembrie. Sistarea poate fi parțială sau limitată temporar. Ce s-a întâmplat atunci? Am fost în afara resurselor financiare, pentru că era sfârșit de an, și nu am vrut să riscăm ca, din cauza unei creșteri foarte mare a costurilor, ceea ce însemna toate cele 31 de OAT-uri, la care contribuiau numai 30 de cu venituri, doar 30 de OAT-uri, care fiind mai mici generează cam jumătate din veniturile date și împreună cu Primăria Baia Mare, am decis ca să ne corelăm aceste costuri cu veniturile. Spre sfârșitul anului am avut o activitate bună de colectare și de încasare, pe lângă care am făcut apel la niște bănci, la niște resurse financiare și am obținut o finanțare, astfel încât în momentul de față putem să începem din nou activitatea. Adresa care am înaintat-o către ADI condiționează suspensiv activitatea noastră de plata a facturii scadente în această lună la plată de la Primăria Baia Mare, care este în jur de 1,3 milioane lei și care a fost emisă în octombrie. După cum știți, este un termen de plată de 14 zile. De 45 de zile, mă scuzați. Mâine, având în vedere că este vineri și s-a întâmplat să primim această veste foarte pozitivă în legătură cu obținerea de finanțări în cursul zilei de ieri seară, am avut timp azi dimineață să ne organizăm. Mâine fiind weekend, agenții economici nu funcționează. Celelalte 30 de OAT-uri în general sunt colectate, programele sunt făcute pentru cele 5 zile din săptămână, sunt câteva doar pentru sâmbătă, așa că avem resurse de mașini și oameni ca să ducem mâine o activitate în paralel de colectare și reamplasare a eurocontanelor care le-am ridicat. Toate sunt spălate și dezinfectate și reparate. Am postat pe drusal.ro și modul cum arată ele. De partea tehnică de organizare pentru ziua de mâine se ocupă domnul director tehnic Cardoș Ioan, dacă are și el niște cuvinte să ne spună în acest sens. Deci mâine se va interveni cu un număr de 4 ori mai mare de autocompactoare decât în mod normal. Se va lucra într-un program prelungit. Activitatea efectivă în teren probabil că va demara în jurul orei 7, 7 și jumătate și va continua în program prelungit. Noi sperăm ca mâine seară să avem 80-90% din oraș curățat. Dacă se întâmplă că din cauza cantităților mari de deșeuri vor fi întârzieri, activitatea va continua și duminică. În această activitate vor fi amplasate autocompactoare cu braț măcara pentru golirea iglurilor pe fracții. Vor lucra 3 autocontainere, autocompactoare cu braț măcara în 2 schimburi. Deci dimineață vor lucra
pentru golirea intrurilor de pe zona de la Bulevardul București către cartierul Vasile Alexandrii, urmând ca să treacă după aceea pe cealaltă zonă, noi credem că vom putea avansa destul de repede. De asemenea, vor fi pentru fiecare zonă câte 3 auto speciale care se vor ocupa numai cu transportul acestor recipienți care au fost retrași, curățați, reparați, igienizați, ca imediat ce se colectează deșeurile din acele împrejmuiri, se mătură și vor fi amplasați recipienți în țarcuri. Din păcate, datorită activității care s-a desfășurat în aceste 3 săptămâni de când noi am sistat colectarea la persoanele fizice, avem destul de mulți recipienți dispăruți sau deteriorați în modul în care nu mai pot fi folosiți. Datorită problemelor financiare, comanda, transportul recipienților noi, care s-a făcut către o firmă care aduce din Austria, va sosi și vom putea suplimenta acest recipient către sfârșitul lunii. Asta înseamnă, ca să nu vitregim populația de acest recipient, că s-ar putea ca în acele țarcuri unde au fost 6 containere, probabil să avem 5. Încercăm să dotăm cu containere, chiar dacă spun număr mai redus, toate împrejmuirile și dacă va fi necesar, vom umbla la frecvența de ridicare ca să evităm acele deșeuri generate de jos. Se va colecta tot deșeul, inclusiv din containerele de 1 m³ amplasate de ceilalți operatori. Aceste containere, care nu sunt ale noastre, vor fi golite și vor fi lăsate lângă țarcuri ca să și le retragă proprietarii sau cine le-a pus, dar vor fi întoarse cu roțile în sus ca să nu mai existe posibilitatea să fie deșeu pus în ele. Toate deșeurile se vor colecta din zonă, mai puțin resturi vegetale și brazi. Nu fac obiectul contractului nostru, deci molos, deșeuri voluminoase, gen mobilier, crenci, brazi, nu fac obiectul contractului. În mod cu totul special, mâine, pentru că am văzut în oraș vreo 3, 4, 5 locuri unde există, ba o canapea, ba o saltea, acelea vor fi curățate, pentru că încă nu știm cine este operatorul de salubrizare stradală și vor fi depozitate în niște recipienți pentru stocare temporară la noi, la bază. Deci activitatea se va desfășura cu efective mult suplimentate, urmând ca de luni să se reia colectarea și pe străzile cu locuințe individuale, conform programelor care se găsesc și la noi pe site. Deci oricine poate să acceseze site-ul, să-și caute strada, vede programul de colectare. Ca și noutate, de luni, programele de colectare la zona de case individuale sunt suplimentate și cu programele de colectare a fracțiilor colectate separat, referitor la plastic, la hârtie. Deci fiecare locuitor o să poate vedea acolo graficul de colectare pe fiecare lună, când, în ce zi se ia fracția umedă, în ce zi se ia plasticul sau în ce zi se ia hârtie. Spuneați că ați invitat și consilierii. Se pare că nu există niciunul în această zi, la această întâlnire. Deci mă așteptam să fie sala plină, de-aia am și asigurat scaune în plus. Am citit o postare făcută de domnul Bota Ioan Claudiu, cred, care este în Parlamentul României și care cerea o revenire la rațiune și o ședere la masa negocierilor în sens pozitiv și eu am crezut că acest apel a fost preluat și de către dânsii, a fost preluat doar de către noi, se pare, și coincide exact cu faptul că avem și această finanțare disponibilă, care trebuie, pe urmă, menținută cu plăți în mod conform contractului de la Primăria Baia Mare. Ce vreau să mai adaug este faptul că am asistat în această perioadă din 15
decembrie încoace, la o comedie, la un circ, nu neapărat mediatic, dar un circ prezentat de aceste firme pirat, total neexperimentate, care cu o intervenție de utilaje mai mare decât intervenim noi de obicei și cu oameni mult mai mulți, care vor costa bani publici, nu au reușit să curățe ceea ce vom reuși noi să curățim într-o zi și jumătate. Noi avem experiență, suntem aici, avem trasee optimizate și este inexplicabil cum cineva, în loc să ne plătească pe noi, pentru că motivul pentru care ne-am oprit a fost motivul financiar, își poate permite, este total lipsit de rațiune, să arunce pe geam bani pentru niște entități, pentru niște companii care nu au experiență, nu știu ce fac, nu sunt autorizate și licențiate în acesta și evident serviciul lor costă mult mai mult decât ne-ar fi dat nouă și puteam să ajungem la o convenție, la o negociere de plată și de eșalonare a restului plăcilor. Activitatea de mâine pe care o reluați este datorită acestor bani pe care ați găsit la o bancă. Da. Să înțeleg că vă îndatorați dumneavoastră ca să puneți orașul la punct, cum rămâne cu datoriile de la primărie? Așa este. Considerăm că primăria ne va plăti și de asemenea am pornit deja litigiu împotriva primăriei, avem deja 6 încuviințări judecătorești pentru executare silită a primăriei. Vom pune sechestru asigurator pe proprietățile primăriei și suntem deja în stare foarte avansată în a recupera prin executare silită bani de la primărie. Așa că suntem convinși că putem returna aceste împrumuturi cât mai rapid. Și cea mai gravă și dureroasă imagine care a creat-o această oprire a noastră, care din păcate s-a întâmplat și nu ne-am dorit-o deloc, a fost acel dezastru ecologic care s-a întâmplat lângă râul Săsar și care nu știu când și în ce măsură poate fi eliminat. Acum câteva cuvinte aș dori să vă spun. Din păcate, în momentul acesta nu avem posibilități de a remedia toate stricăciunile făcute acelor împrejmuiri. Foarte multe elemente au fost furate, foarte multe elemente au fost degradate. Pe parcurs, probabil la 2-3 săptămâni, vom proceda la repararea lor și la aducerea într-o stare cât de cât omenească, demnă de cetățenii în Baia Mare, urmând ca să ne adresăm autorității contractante pentru recuperarea costurilor pe care nu noi le-am pricinuit. Ce aș mai dori ca să analizați sunt acele afirmații din fostele conferințe de presă ale primăriei sau ale sfătuitorilor primăriei, prin care, dacă țineți minte, se vorbea de faptul că n-avem cu ce plăti oamenii și dânșii ziceau pe Baia Mare sunt suficiente 2 mașini, deci 8 oameni sunt afectați. Acum, în această perioadă, ați văzut câți oameni au acționat în Baia Mare și vedeți și rezultatele care le-a avut acțiunea lor. Deci noi, acei sfătuitori, eu cred că cu rea intenție au informat autoritățile că afectează un număr foarte mic de angajați ai noștri și un număr foarte mare de locuitori.